Este un pas important către salariul mediu european și către integrarea în zona euro. Am spus în campania electorală că vrem ca românii să nu mai plece din țară și unii dintre cei plecați să se întoarcă acasă, dar nu putem fi o țară atractivă dacă nu plătim munca așa cum se cuvine. Este ceea ce va face legea salarizării unitare. România avea una din cele mai mici anvelope salariale, fapt care creștea presiunea socială în mod firesc și care menținea economia la nivelul unei economii de consum. Legea salarizării unitare este o lege a demnității românilor, care, la fel ca ceilalți cetățeni europeni, trebuie să fie plătiți echitabil pentru munca lor. Prin această lege, România tinde să iasă din zona economiilor atractive numai pentru că au forță de muncă ieftină și intră în zona economiilor atractive pentru forță de muncă bine calificată la nivel european. Legea salarizării unitare face ordine într-un sistem în care a dominat haosul, bunul plac și discriminarea. Va fi o ordine bazată pe criterii obiective, cum ar fi valoarea socială a muncii. Decalajul dintre cele mai mari și cele mai mici salarii, care a crescut deopotrivă sărăcia și nemunca, dar a creat și fenomenul salariilor nedrept de mari, a fost redus la o dimensiune rațională care măsoară importanța socială a muncii. În același timp, legea aduce o creștere substanțială a salariilor mici. Legea are câteva principii simple, care vor fi aplicate de sus până jos. La muncă egală, salarii egale, personalul de conducere are salarii mai mari decât cei în funcție de execuție, cei cu studii superioare au salarii mai mari decât cei cu studii medii. S-a afirmat greșit că salariile din administrația locală vor fi stabilite de primar în mod discreționar. În realitate, conform articolului 11 alineat 1, dacă nu greșesc, din textul de lege propus, aceste salarii se vor stabili prin hotărârea Consiliului Local, a Consiliului Județean sau Consiliului General al Municipiului București. Mai mult decât atât, conform alineatului 2 al aceluiași articol, salariile din acest sector vor trebui să respecte ierarhia funcțiilor prevăzute de lege, iar angajarea, promovarea și avansarea în gradație se vor face conform prevederilor legii salarizării unitare. S-a afirmat greșit că vor scădea salariile în mai multe domenii, argumentându-se pe baza unui calcul eronat în care se mulțea actualul salariu minim din 2017 cu coeficienții din grila de salarizare. În realitate, potrivit articolului 12, cu excepția funcției de demnitate publică, toate celelalte salarii se vor stabili prin înmulțirea coeficienților prevăzute în anexe începând cu anul 2023. Până la acea dată, și nu se încalcul salariul minim de atunci, până la acea dată, conform articolului 37 din proiectul de lege, creșterea salariilor va fi eșalonată în următorii 5 ani, până la atingerea nivelului prevăzut pentru anul 2022. O prevedere importantă a legii vizează salariile medicilor și asistenților medicali, care vor ajunge la 1 martie 2018, la nivelul calculat pentru grila ce va deveni operațională din 2022. De exemplu, un angajat care în prezent are un salariu de 4.000 de lei va beneficia de următoarele creșteri succesive până la 7.000 de lei prevăzut pentru anul 2022. În 2018 va crește cu 25%, respectiv de la 4.000 la 5.000 de lei. În fiecare dintre anii 2019, 20, 21 și 22, salariul va crește cu câte 500 de lei, respectiv câte un sfert din diferența dintre salariul de 7.000 de lei aferent anului 2022 și salariul de 5.000 de lei din 2018. Față de situația de mai sus, pentru personalul didactic, creșterea din 2018 va fi de 50% față de salariul aflat în plată în prezent, iar personalul militar și de ordine publică va avea o creștere chiar de luna viitoare, pentru că multe disfuncționalități au fost corectate atât prin această lege, cât și prin legea 115 pe 2017, în sensul că solda de bază s-a mărit la nivelul salariului minim din 2017, la care se aplică sporurile corespunzătoare. Legea salarizării unitare, stimați colegi, este un pas însemnat spre modernizare, eficiență și demnitate. Este o lege responsabilă. Parlamentul României înfăptuiește un act de civilizație, oferind românilor această lege. Vă mulțumesc!